Arcul ca un vrăjmaș. Și-a ridicat dreapta ca un asupritor și a prăpădit tot ce era plăcut privirii. Iată una din caracteristicile cel mai rământe ale epocii noastre. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimitit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile. Și-a umplut de fica lui Iuda de jale. Scriitorul Franz Werfel a scris un roman cu titlul Cel Înfurat. Sfânt, ca pe o în el spune o frază locul care mă va urmări atâta vreme cât va urmări de a face cu oameni. Iatul, caracteristica timpului modern este îndobitocirea metafizică a omului. Adjectivul metafizic descrie realitățile veșnice, veșnice, care fac parte din toată dimensiunea. Îndobitocirea metafizică constant faptul că omul a fost atât de mult avutizat prin radio, TV, propagandă, publicitate, ideologii, politică, vecine, pensiunea în locul de muncă, nu a de a se baza. A cufundat în jale întăritura și zidurile care nu mai sunt. Toate, decât niște dărâmături triste. Se poate vorbi cu Dumnezeu? Porțile ai sunt cufundate în pământ. S-ar putea dacă omul nu ai fost abutizat de împăratul și căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege nu mai au. Un tânăr de 16 ani mi-a povestit într-o zi o tulburătoare experiență făcută în timpul războiului. Bateria lui tocmai suferise un bombardament și ieșind primul din cazemată, a găsit un camarad zăcând acolo cu măruntaie la afară. A vrut să-l ajute, dar venitul i-a zis, nu mă mai ajuta nimic, o să mor. Ceea ce am nevoie este ca să se roage cineva cu mine. Fă-mi acest serviciu, băiete. Atunci tânărul a răspuns, când eram la tinerii hitleriști, am fost învățat să înjur, nu să mă rog. Apoi a fugit la capitan și a spus, domnule capitan, veniți încoace. Capitanul a îngenunchiat lângă venit. Ce vrei, camarade? Domnule capitan, trebuie să mă rugați-vă cu mine. Cer la ziua, capitan, nu știu să mă rog. Și apoi capitanul a adus un locotenent major. În final, stăteau acolo toți acești bărbați trecuți prin război, sigur pe ei putând să povestească gluma cea mai deocheată, să treacă în jurătura cea mai grosolană, dar niciunul nu s-a putut ruga. N-a putut să spun nici măcar un tatăl nostru. Tânărul mi-a spus, eram acolo și m-am gândit, dacă o să scap din războiul acesta nenorocit, primul lucru pe care voi face va fi să mă duc undeva, unde să învăț să mă rog, că nu vreau să crap așa de mizerabil ca omul acesta. A împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme. A nimicit fără milă. A făcut din tine bucuria vrăjmașului. A înălțat tăria asupritorilor tăi.